Azi este Ziua Mondială a Somnului, zi marcată anual în ziua de vineri a celei de-a doua săptămâni a lunii martie. Inițiativa aparține Asociației Mondiale a Medicinii Somnului, care are ca scop atragerea atenției asupra impactului pe care tulburările de somn îl au nu doar asupra individului, ci și a societății. Tema Zilei Mondiale a Somnului pentru anul 2016 este Somnul bun este un vis ce poate fi atins și pune accentul pe faptul că cele mai multe tulburări de somn pot fi prevenite sau tratate. Cu toate acestea, mai puțin de o treime dintre suferinți caută ajutor medical, potrivit mytex.ro. Numai puțin de 75 de țări desfășoară activități dedicate acestei zile. În urma unui studiu online realizat de societățile responsabile, s-a remarcat faptul că peste un sfert dintre cei chestionați acuză stări de insomnie sau tulburări ale somnului. Astfel, problemele cu somnul reprezintă a doua, cea mai comună afecțiune, după răceală și gripă. În cadrul studiului au fost chestionate peste 27.000 de persoane în 22 de țări despre stările de disconfort fizic experimentate în ultimele 12 luni.